Aleile pline cu trandafiri din centrul comunei Orleș, dar și trotuarele au fost curățite și îngrijite, iar gunoaiele de pe marginea drumului județean au fost strânse. O mână inimoasă de femei beneficiare ale ajutorului social a făcut toată munca, iar sacii cu deșeuri menajere au fost transportați cu o căruță trasă de un cal. Primarul Constantin Cârstina spune că a apelat la cea mai bună formulă de lucru pentru a nu deranja elevii din școală. Am profitat de faptul că astăzi e o sărbătoare. În general, oamenii sunt la muncă, la cules de struguri, de porumb. Sâmbătă și am zis să le îmbinăm amândouă lucrurile, să ne facem noi treaba și să lăsăm și oamenii să-și facă și datoria la câmp. Ați găsit multe gunoaie? Au găsit multe gunoaie? În general, noi avem o acțiune periodică. De obicei, de 2-3 ori pe lună încercăm să le strângem și, cu părere de rău, le găsim în același loc, pe drumul național, pe căile de acces mai importante, aruncă nu neapărat cei din comună și cei care sunt întrazi în localitatea Orlești. Pentru că cei din comună au tomberoane unde să-și pună gunoiul. Au tomberoane, dar mai sunt și probleme de rezolvat și la noi în localitate. Deocamdată n-am reușit să gestionăm selectiv gunoiul. Din păcate, firmele care se ocupă de salubrizare nu prea își fac datoria cum ar trebui. Era bună acea asociație de salubrizare la nivel de județ, bănuiesc că era mai folositoare, dar sper să rezolve și să... Ea există, dar nu are activitate. Există, într-adevăr, există în hârtie, dar nu are activitate și sper că într-un viitor nu prea îndepărtat să începă să lucreze. Pentru că suntem în lumea satului, gunoaiele se transportă nu cu mașina, ci cu căruța cu cal. Într-adevăr, profitând de acest fapt cu cei de la ajutorul social și... cu căruța, cu cal, le strângem, le adunăm într-un loc centralizat și de acolo vine urbanul Marța, de obicei Marța, și le aducem acolo. Chiar dacă localitatea beneficiază de serviciile unei firme de salubrizare, oamenii nu s-au dezobișnuit să arunce gunoaiele la capete de poduri sau pe maluri de ape.